ziua, sper să fiu cât mai auzită. Numele meu e Natalie Ester. Sunt astăzi aici pentru a vă face o mărturisire și nici de cum pentru a fi lui de folos. Cătălin este omul pe care îl cunosc de 33 de ani, omul datorită căruia, dacă am luat note mari la școală, le-am luat pentru că reușeam să copiez de la el, omul care m-a învățat să fiu o frustrată toată viața pentru că înțelegând cât ce pachet poate, știți ce spune Shakespeare, unii se nasc mari, alții dobândesc mărirea și celorlalți la târnă deasupra capului. Omul ăsta s-a născut mare. De când era mic, el era foarte mare. Ne-a umilit la școală, dar a reușit să se facă extrem de iubit datorită vulnerabilității lui în fața iubirii și datorită talentului de a găsi o formulă de umor în fiecare respirație a lui care se vede după 33 de ani în literatura lui. Ce mi-am propus eu ca actriță și am făcut lucrul ăsta la propriu într-un spectacol pe care l-am construit în scriind o piesă de teatru unde i-am furat personalitatea și premiile pentru că mi-am dorit să fiu o mare scriitoare și atunci am inventat o scriitoare furându-i identitatea lui Cătălin. Nu am făcut altceva decât să mă îndrăgostesc de poeziile lui la început și la toate galele la care am fost invitată, unde în lumea noastră a teatrului actorilor l-am împins în față și mi-am promis mie însă că acest mare autor va sta la verticală într-o bună zi pe scenă pentru că merită. Acum mi-a aruncat în brațe această carte, Arheologia iubirii. Singura mea atracție față de acest subiect, arheologia, este soțul meu de acasă, care e și el arheolog, dar care s-a lăsat de arheologie și s-a apucat de corporatism. Da? Cătălin este omul care poate preda istoria făcându-te să râzi cu lacrimi. Și ce mi se pare fascinant și mă întorc din nou la vulnerabilitatea lui, numită iubire, cum să fii tu arheolog, doctor și câte titluri mai ai și să-ți pui întrebarea ce se ascunde în golul dintr-o îmbrățișare între două schelete. Cartea asta este despre curiozitatea de a pătrunde în acel invizibil și felul în care caută dragostea în istorie este absolut fascinant. Voiam să citesc despre primul sărut. Renunț la această idee ca să-l las și pe Dragul să vorbească și să lăsăm pe Cătălin să vorbească. Citeam pe Facebook, o doamnă a încercat să-i facă un compliment. I-a spus, la cealaltă lansare a dumneavoastră, am fost cu fetița mea de 7 ani, a plecat fascinată ascultându-vă și el a spus, da, am observat, era cineva atent în sală. Eu am încercat să-i fac un compliment legat de această carte și am spus că Afrodita, dacă pentru că e